Românii s-au prins în hore pentru a sărbători Ziua Unirii Principatelor, cu speranțe pentru mâine și cu admirație pentru înaintași. Politicienii nu au pierdut ocazia pentru a transmite mesaje în această zi. În București, prezent la monumentul Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, președintele Klaus Iohannis a declarat că această aniversare nu este doar un moment retrospectiv, ci și o oportunitate de a ne inspira din lecțiile valoroase ale trecutului. Marcăm astăzi 165 de ani de la momentul fondator al României moderne. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei și al Țării Românești a realizat unirea de facto a celor două principate și a reprezentat deschiderea unui drum irreversibil. Acesta a fost pasul esențial care a făcut posibil idealul nostru național, unitatea tuturor românilor, desăvârșit prin Marea Unire de la Alba Iulia din 1918. Unirea celor două principate române într-un singur stat a fost realizată prin renunțarea la orgolii politice, în mod exemplar de a pune interesul poporului deasupra intereselor personale. S-au făcut la acea vreme eforturi diplomatice majore și a existat o susținere financiară de o amploare impresionantă prin implicarea activă a marilor personalități ale vremii care au militat pentru idealurile unirii în afara granițelor și au pledat cu îndârjire cauza națională în fața marilor puteri. Acesta a mai spus că fără temelia clădită de Alexandru Ioan Cuza nu ar fi putut deveni realitate statul român modern. Iohannis a adăugat că statutul de membru NATO și atașamentul ferm față de valorile euroatlantice ne oferă acum cele mai solide garanții de securitate posibile. În același timp, România este un veritabil pilon de stabilitate într-o zonă marcată de turbulențe accentuate, cu economie solidă, fiind angrenată într-un amplu proces de reformă a marilor sisteme publice. Toate aceste mari proiecte de anvergură trebuie continuate și de aceea este important să conștientizăm că deciziile pe care le vom lua în acest an electoral vor influența cursul țării noastre, iar fiecare vot reprezintă un angajament profund față de viitorul nostru comun. Doamnelor și domnilor, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin loialitate față de țară, rămâne un lider excepțional, un exemplu demn de urmat. Contribuțiile sale au transformat societatea și au adus un real progres în așezarea și funcționarea statului român modern. Realizările acestuia trebuie să reprezinte o veritabilă sursă de inspirație și o motivație pentru clasa politică actuală, îndeosebi în perioada următoare, pentru a continua eforturile reformatoare și de dezvoltare a țării. La Iași, președintele Senatului, liderul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că România nu va ajunge pe mâna demagogilor și populiștilor, pentru că destinul României este să fie parte din lumea liberă. El a subliniat că România a rămas un pol de stabilitate și un pol al democrației în regiune.